Peste 200 de avocați membri ai Baroului Neamț se reunesc la Roman în sala de conferințe a hotelului Roman pentru a desfășura adunarea generală a Baroului de Avocați Neamț și reuniunea Casei Ștețene de Asigurări a Avocaților. Mâine este o zi importantă, de fapt astăzi de acum, este o zi importantă pentru colegii avocați din tot județul Neamț. 310 sunt înregistrați în Baroul Neamț. Va avea loc la Roman, la sala de conferință a hotelului Roman, plața adunarea generală ordinară a membrilor Baroului Neamț și a Casei de Asigurări a Avocaților, cea în care în fiecare an noi ne prezentăm raportul de activitate. Trebuie să vă spun de la început că adresez mulțumiri pentru activitatea avocaților pe parcursul anului care a trecut, multe aprecieri și admirații pentru simțul dreptății, pentru decența care practică profesia, una din cele mai dificile din domeniul justiției. Decanul Baroului Neamț este extrem de mândru de faptul că instituția juridică pe care o conduce este formată din avocați valoroși, din care peste 80% din generația tânără, avocați foarte bine pregătiți profesional. Că împărtășesc și un sentiment de mândrie, într-un fel păstoresc în calitate de decan acest barou și când vorbesc întotdeauna de colectivul deosebit de avocați membri ai baroului, foarte mulți, 80% tineri și foarte tineri, înseamnă practic o nouă generație, pentru care principiul dreptății susținut și promovat trebuie să aibă întotdeauna o valoare aproape infailibilă. Fiat justiția, pereat mundus, spune adagiul latin. În holul hotelului Roman va fi deschis și un stand al editurii Universul Juridic, în care, între ultimele noutăți juridice, se va afla și ultima publicație a avocatului dr. Ioan Chelaru, scrisă în colaborare cu fiica acestuia, Luiza Chelaru, intitulată Eu, străinii în România. Cu această ocazie, la Roman va veni și editura Universul Juridic, un stand important de carte juridică, din care nu va lipsi și ultima apariție în care am promovat-o Eu, străinii în România, o carte pe care am scris-o împreună cu fiica mea, Ana Luiza Chelaru, și care începând de mâine se va găsi și în librării. Reuniunea avocaților nemțeni de la Roman se va încheia cu un bal al avocaților, organizat după tradiția interbelică, la care vor participa toți cei 200 de avocați participanți la adunarea generală a Baroului de Avocați Neamț. De când sunt decanul Baroului, 6 ani de acum, am instituit ca la finalul acestui eveniment extrem de important, de bilan, de multe proiecte, să aibă loc și o petrecere. Noi am numit-o Balul Avocaților, ne-am reîntors un pic la tradiția interbelică și aproape 200 de persoane vor fi prezente mâine seară la ora 7 la restaurantul Roman Plaza la o asemenea petrecere. Este de asemenea o tradiție ca adunarea generală a Baroului de Avocați Neamț să se desfășoare alternativ la Piatra Neamț, Roman și Târgul Neamț. Decanul Baroului de Avocați Neamț este convins de faptul că cei 12 membri ai Consiliului Avocaților Neamț vor reuși să-și convingă colegii despre eforturile comune de asigurare a unei percepții cât mai favorabile despre nobila profesie de avocat, care este una dintre cele mai frumoase, dar și dificile profesii juridice.